Salut și v-am găsit la un nou video clip pe acest canal. Astăzi sunt la episodul cu numărul 13 la Gămășel din EFC 24. În sfârșit am revenit din vacanța mea și abia așteptam să fac noi videoclipuri cu EFC 24, mai ales cu cariera noastră cu Liverpool. Mamă, deci abia așteptam. Sincer, mă bucur foarte mult că am revenit, însă am cam uitat ce am făcut, așa că hai să aducem aminte. După cum putem vedea, am avut niște meciuri în UEFA Europa League și se pare că am trecut de Sparta Praha și de Tottenham acolo. Și dacă nu mă înșel, mi se pare că am câștigat și Liga. Dar se pare că am câștigat Liga, bine că n-au trofeu de ei dinainte, din câte țin minte, oricum 93 de puncte și încă mai avem 3 meciuri de jucat în Premier League. Eu sper că v-au plăcut cele două videoclipuri pe care le-am postat în timpul vacanței, zic așa, acela de Crăciun și acela de noul an. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like și să vă abonați pentru a strânge acolo cu mai multe vizite, abonări, like, etc. Următorul meci este contra la cei din Aston Villa și sunt pe locul 3. Ok, în ce meciu, haideți să vedem ce reuși să facem. Mă, să fiu sincer, n-am mai jucat de mult FIFA, deci s-ar putea să scârții. Oho, ce tackle acolo, brutal la Salah. Jota, aoleu. Oh, fai, ce greșeală, incredibil. Oh, ma, aș uita pe lângă mici, hai să vedem. Ok, cred că a deviat-o. Da, este corner pentru cei de la Aston Villa. Hai să vedem la Diogo Carlos. Nu reușește. Vini, hai să vedem. Sus, îl văd acolo pe Salah. Haide Salah. Bun, și Jota. Mam, e clar. Bă, dar nu știu ce se bagi la minge, trece pe lângă minge. Este repriza, haide să vedem ce reușim să facem repriza a doua, presupun. Ne descurcăm prea bine, prima repriză, multe misuri, multe... n-am ce să mai zic. Bun, McAllister, haide. Pasă bună la Diogo Jota și la Vini. Opa, pasă bună și... Mamă, nu mai înțeleg ce se întâmplă. No, what? Ce s-a întâmplat? A fost offside, wow, incredibil. Doamne, cum trec ăștia pe lângă noi, incredibil. Deci dacă mi-au gol, mă mir. Bun. Am prea avem pe acest pasăm bun acolo, pasă bun la Salah. Salah! Nu, am uitat, mă, că e Emiliano Martinez, am uitat. Mamă, e greu. Totuși, avem un corner. Hai să vedem. Dăm așa sus. Până la Jota. No, ce șansă, era sigur. Și Vini. Haide, mă. Na, mă, ce să-i faci, mă, Emiliano Martinez? Ma, e clar, da. N-am avut nici să facem schimbări, dar în fine. Ok, egal, asta este. Ok, asta a fost să fie, am făcut draw, dar nicio problemă. Următorul meci este contra la cei de la Fulham și sunt sigur că o să se bate. Chiar dacă o să dăm o simulare. Însă, între timp, se pare că Alvaro Miranda, sau mai țin minte cum îl chema, se transferă, dar nu mai țin minte la ce echipă. De cum pleacă, știu că e loan de 2 ani, deci e destul de bine. Sper să crească. Da, cum ziceam, meciul contra Fulham. Jucătorii noștri cam obosiți, o să-i schimbăm, pentru că avem niște meciuri mai importante decât astea. Aceasta este echipa cu care am jucat contra la Fulham. Haideți să vedem dacă reușim să-i batem. Dăm un quick sim și... 4-0, dar eram sigur. Era logic, e echipa de pe locul 16, cred că. Oricum, totuși, Enzo Fernandez, Diogo Jota, Enzo din nou și Enzo din nou. Enzo cu hat-trick, cu atențiune. Bine, mă, Enzo, frumos. Următorul meci, după cum v-am spus, contra la Wolves. O să facem tot la fel, o să dăm un quick sim. Haideți să vedem și... Ok, ne bat. Cunia, pare că marchează golul decisiv. Dar asta este, nicio problemă, oricum noi deja am câștigat Liga, deci este ok. E bine, meciul ăsta este foarte important. De ce? Pentru că e finala Europa League. Știm că nu suntem în Champions League, dar totuși, mă, dacă tot nu suntem în Champions League și suntem în Europa League, hai mă să-l câștigăm. Finala contra Roma. Aceasta este echipa Roma, o echipă ok, na? Ok, îl văd pe Gabriel acolo transferat, Renato Sanchez, surpriza, în rest nu e cine știe ce. Echipa pe care avem noi e la alt nivel. Ce puțin așa consider, e la alt nivel. Eu zic că ar trebui să batem într-un ușor, dar haideți să vedem ce vom face în meci. Ok, începe meciul versus cei de la Roma în finala Europa League. Haideți să vedem ce reușim să facem în finala aceasta. Centrare bună acolo la, nu știu cine, cred că e Lukaku. Da, Lukaku, dar nu reușește să înscrie. Bun, acolo pasa la Salah, haide. Pinesu, a fost deviat, l-a nimerit pe Gabriel. Corner pentru Liverpool, haide mă. Și centrare la Jota, nu ajunge la Jota. Bun, acolo, încercarea cu capul, de ce a dat cu capul și nu cu piciorul? Nu pot să înțeleg ce gen. Bine, acolo Szoboszlai trece bine la McAllister, McAllister șutează, însă peste poartă.
Sunt aproape totuși. Da, să prins, da. Din păcate nu reușim să scriem, dar sperăm că în repriza viitoare, în repriza a doua, reușim să facem ceva. Hai mă, haide mă, haide mă să vă zlai. Du-te, tu ești. Vini. Nu pot să cred, nu pot să cred că m-am bâlbuit în caraj degeaba. Hai mă, Robertson. Și, nu pot să cred, pe lângă. Ah, de aproape. Ori face și nu ești schimbar, pentru că chiar avem nevoie, să sperăm că reușim să facem ceva totuși. Haide mă, Salah, haide Salah. Ai viteză, du-te, du-te că ai viteză. Du-te mă, Salah. Și din nou, hai pe bune. Haide mă, corner, haide mă. Konate, nu ajungi la Konate. Doamne, ce blen s-a mișcat Kakpo acolo. Bun, Jota, bine mă, Jota mă. Minutul 89, minutul 90. Bine mă, Jota mă. Bine mă, Jota mă, reușit să scriem minutul 90 în finala Premier Europa League. Revedem golul fabulos dat de Diogo Jota, pasă cu călcâiul de la Gakpo și bă, șut puternic. Totuși, bă, câte șuturi a și câte încercări, n-avea cum să nu intre, n-avea cum. Acum tot ce mai trebuie este să trage neminge, să nu ne-a dat gol cei de la Roma. Da, se trebuie meciul instant, adică n-are timp să facă nimic. În sfârșit câștigăm UEFA Europa League cu Liverpool. Îi vedem cum urcă pe podium toți jucătorii Liverpoolului. Reușim până la urmă Europa League, măcar Europa League să câștigăm. Capitanul este Gomez, pentru că ai și Van Dijk. Haideți să vedem cum ridică trofeul și tobele. Yeah! Reușim să câștigăm Europa League. Bine mă Liverpool. Nu avem foarte mult timp să ne bucurăm, pentru că următorul meci este contra celor de la Arsenal. Uitați-l pe Vini lângă trofeu frumos, la costum elegant cât de cât. Da, și am zis că următorul meci este contra celor de la Arsenal în Emirates Cup, finala, dacă nu mă șel. Așa arată echipa lui Arsenal: Martinelli, Jesus, Saka, Odegaard, Thomas Partey, Rice. Da, o echipă foarte, foarte, foarte bună. Bun, în ce meciu contra cei de la Arsenal, haideți să vedem ce rău să facem meciul acesta important în finala Emirates Cup. Enzo Fernandez la distanță. Opa, este foul, Tomiasu faultează. Hai să vedem, nu este niciun cartonaj din păcate. Wow, o lovitură liberă destul de importantă. Haideți să o bătem cu Salah totuși. Că o bătem cu Salah și bătem Trivela. Fiți atenți aici ce bătem. Și bine plasat, însă prea mult pe portar. Am văzut ceva, dar am zis că poate cine și intră, dar nu a intrat din păcate. Pasă bun, îl trimite pe Gakpo în atac. Haide bă, Gakpo, du-te, șansa ta. Shoot bun, shoot bun. Ne scrie Gakpo. Bine mă, Gakpo, bine mă. 1-0, 1-0 contra Arsenal. Ne vedem faza. Puf, direct din fața poziției. Vini, se mișcă. Și rapid se mișcă Vini. Trece foarte bine, pasează la Robertson. Haide să vedem. Gakpo trece foarte bine, shoot bun, însă apără portar, mă, ce bine apărat-o. Corner pentru noi, haideți să vedem de la Arsandor, arunc dâns pe Konate, nu ajunge. Însă Gakpo, și Gakpo, bă, mă, ce bară, incredibil, ce bară. Au, ia cavă picioarele ăla, Gakpo nervos după cea de bară. Partey este pe flank singur, haideți să vedem ce reușește să facă. Centrare bună, însă Alisson sare bine după balon. Se pare cu accidentare destul de gravă la Robertson, cred că. Ok, asta poate fi destul de grav. Haideți să vedem. Vedem iar faultul destul de puternic. Însă Gomez este acolo să îl schimbe, să zic așa. Haideți să vedem ce vrem să facem cu Gomez al nostru. 1-0, conducem prima repriză. Este important ce vom face în următoarea repriză, a doua repriză, pentru că nu avem left back-ul nostru. Bun, acolo McAllister reușește acolo. Trece bine Vini, are viteză. Du-te, tata, du-te. Tocmai la Salah vreau și nu ajunge. Prea înalți fundașii. Saka, intră destul de bine în careu. Bine mă, bă, bine că l-avem pe Van Dijk. Dacă l-avem pe Van Dijk acolo, era rupere. Și Jota, peste poartă, mult peste poartă. I-a scăpat acolo piciorul Jota. Bun și Konate, mă, bun și Konate, știe mă și el. Salah cu stângul. Și Vini din prima, nu mai dat. Na, nu reușim. Trece acolo Saka destul de bine. Asta înseamnă că n-ai left back-ul ăla bun.
Însă este oprit acolo de Van Dijk. Corner pentru cei de la Arsenal. Haideți să vedem, centrare bună la Timber, însă nu ajunge. Opa, Saka, Saka face cea bună acolo. Rămâne mingea la Saka, însă Armand recuperează. Oh, ce faul, ce faul de la Konate. Haideți să vedem ce este. Mă, nu este un roșu, nu este un roșu. Da, ok, este un galben, ok, îl accept, îmi asum, dar nu roșu. Haideți să vedem, lovitură liberă, poate o centrare ceva. Ok, se pasă în spate. Câștigăm meciul 1-0, minutul 93, se termină meciul. Reușim să-i batem pe cei de la Arsenal. Din păcate scriem doar un gol, dar asta este. Important este că am câștigat meciul. E bine, după trofeul din Premier League, din UEFA Europa League, vine și trofeul din Emirates Cup. Nu înțeleg ce ne arată aici. Așa, ok, ne arată bine. Acum ne arată bine. De data asta, capitanul este Virgil van Dijk, care o să ridice trofeul. Haideți să-l vedem și... Tobele, tobele, tobele. Eee, încă un trofeu, două trofee într-un singur episod. Wow, ce se întâmplă aici? Opa, caravana, caravana cu cele trei trofee. Treble-ul, am reușit treble-ul. Premier League-ul, Europa League și Emirates Cup. Toți fanii, DJ-ul se bucură. Toți jucătorii acolo, Jurgen Klopp e culmea fericirii, n-am mai câștigat un Premier League și toate trofeele astea din 2019, de fapt. Suntem în iunie, asta înseamnă că am terminat sezonul, însă înainte să închei videoclipul, vreau să facem un rezumat, așa să vedem cam ce am făcut noi în acest sezon din Premier League. În Premier League am terminat pe locul 1 cu 93 de puncte. Noi în Emirates Cup am intrat de runda 3, cred că. Am trecut de runda 3 foarte ușor, bine, da, nu foarte ușor, am făcut egal, de câte țin minte, da, și după aia... Am jucat replay-ul. În runda 4 am trecut foarte ușor cu 2-0. Runda 5 a 1-0. Am trecut mai departe. Runda 6 am trecut de Leicester City 4-0. Semifinalele contra la Manchester City am trecut acolo 1-0. Și finala știți bine că am câștigat-o cu 1-0. În Carabao Cup am intrat din runda a 3-a, unde am bătut-o pe Crystal Palace 3-0. În runda 4 am câștigat cu 2-0. În quarterfinals însă ne-am încurcat și am pierdut contra la cei de la Aston Villa. Însă nu Aston Villa câștigă Manchester United cu Carabao Cup. În Europa League am terminat pe locul 1 cu 18 puncte, nici un lose. În round of 16 am trecut destul de lejer, zic așa, aproape 4-3 la general. În quarterfinals am trecut mai departe cu 6-1 la general. I-am spart pe cei de la Underweb. În semifinal am câștigat și am trecut mai departe cu diferență mare, foarte mare de goluri, 6-2 la general. Iar în final am câștigat contra la Roma, Europa League, cu un gol diferență, dar asta e problema, am câștigat Europa League. Haideți să vedem totuși și ce echipă a câștigat UEFA Champions League. Și Napoli se pare că a câștigat-o, bate pe Real Madrid, foarte interesant. Pare că Robertson nu va mai fi disponibil timp de 8 săptămâni, înseamnă undeva la aproape 3 luni, să zicem așa, 2 luni și un pic. Diogo Jota este gol getterul echipei noastre cu 29 de goluri marcate, însă nici Vinicius și nici Mohamed Salah nu sunt departe, 28 având Vini și 26 având Mohamed Salah. Însă și la asisturi, Diogo Jota îi spulberă pe celălalt jucători, 23 de asisturi, a fost și top goal getter și top la assist, a fost all-round player. Nu mai zic de overall la jucători, adică a crescut foarte, foarte mult. Alexander Arnold de la 86 la 89, Diogo Jota a crescut plus 2, Enzo Fernandez și el plus 2, Szoboszlai, Dominic Szoboszlai plus 4, foarte, foarte bine acolo. Gakpo la fel plus 2, Konate plus 4, ajungând la 85 overall. Va trebui să renoim câteva contracte aici și după aia trecem mai departe. E bine, la finalul sezonului așa arată echipa cu care am jucat în mare parte tot sezonul, în afară de Enzo Fernandez. Arată foarte, foarte bine, foarte multe, foarte mari overall-uri. Desigur, cu Robertson faultat acolo, dar asta este, n-avem ce să facem în cazul de față. Dar și jucătorii de pe sub, foarte bun, Riz, care pleacă în loan imediat. Scalvini, care a jucat foarte bun ca sub. Nu mai zic de Kakpo, Kakpo a fost un fel de sub titular, deci foarte, foarte bun. Sayre Emery, care și el la fel a fost transferat în a doua parte sezonului. Dar cam asta a fost cu episodul de astăzi. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul, să strângem multe, multe like-uri. Să vă luați în casca deja. Eu am fost Unreal Byte. Ne vedem în următorul sezon, cum ar veni. Pa, pa!